Ediția din acest an a Salonului Internațional de Invenții Innovate s-a desfășurat în Polonia, la o universitate din Cracovia. La manifestare au participat și inventatori și inovatori din România, printre aceștia aflându-se și fostul primar al Câmpul Lungului, George Bălan, iar invenția prezentată de acesta împreună cu profesorul universitar dr. inginer Aurel Mihail Tâțu de la Universitatea Lucian Blaga Sibiu a primit mai multe distincții, inclusiv medalia de aur și diploma de excelență a Salonului de Invenții. Amănunte despre invenție ne-a oferit prin telefon chiar George Bălan, conferențiar universitar dr. honoris causa, cel care, după implicarea în administrație, a activat în mediul universitar. În perioada 29 mai 1 iunie am participat la un salon de inventică la Bitgorsk, făcând parte din echipa României. Alături de noi, deci eu cu colegul de la Universitatea Jean Blaga din Sibiu, a mai fost un coleg de la Universitatea Titu Maiorescu din București și doi colegi de la Universitatea cel Mare din Suceava. Evenimentul s-a bucurat de mare interes, au fost 140 de lucrări prezentate, 21 de țări. Lucrarea s-a fost prezentată, ea fiind din domeniul minier și a fost singura lucrare din domeniul minier, dar a prezentat interes fiind o aplicație practică de când activam în întreprinderea minieră din Câmpul Lung. Ea a fost premiată cu medalia de aur a salonului, premiul special al unei asociații internaționale de inventică și de proprietate intelectuală, diploma de aur și medalia de aur a Universității Titu Maiorescu. Sperăm că asta face parte dintr-un program mai amplu. Mai lucrez împreună cu colegul meu, profesor universitar, Țițu Mihai de la Universitatea din Sibiu, Lucian Blaga din Sibiu. Practic, noi am reprezentat nu numai România, ci și universitatea din care am făcut parte, doar eu ca asociat. Sperăm că mai avem încă două invenții să le finalizăm și să le predăm la saloanele următoare.